Da! Pe veganisme, Raf Bar! Cum ar fi să mă dau acum să facă ce? O filmată. O filmată, spun Raf Bar. Raw Bar. Hai că măcar atât mă știu și mie căpățâna asta. Raw Bar. Băi, astea primite de pleașcă. Mi-a trimis cineva. Veganisme pentru băieții care vor să trăiască sănătos. Vegan. Care beau lapte din ăla de, cum îi spune, de lapte de cocos, lapte de sulexuri, lapte de unde, cum îi spune, lapte de alune de pădure sau nu știu care este, care are nu știu cât zahăr în ea și care are numai căcaturi în el. Când de fapt el produsul cu adevărat, cum e lapte de caju, pe lapte de caju, se face acasă, dacă vrei cu adevărat să fii sănătos, să-l faci tu acasă pe ăla. Dar așa, ca idee, ca să mă iau deștept și smart și să-mi par așa super inteligent, ca să par interesant. Și plictisitor în același timp. Îmi place gargara. Deci, Raf Bar, da? Raw Bar, adică de asta crude. Caramel zărat. Asta e, nu doar așa cu părerea. Vegan, lactoz, fără lactoză, gluten. Băi, știi cum e, frate? Când nu ai ce să scoți din ceva, scrii numai căcată pe aici. Pentru că aminte, eu atât vreau să vând ceva. A, da, mi-aduc aminte. Un cotez de mașină. Păi bă, băiatule, am scris acolo și cum se numeau plăcuțe de frână care le-am schimbat. Adică, nu știi ce să scrii. Când îl vezi cazanul ăla, când îl vezi tigaia, că de fapt are numai AC, păi bă, băiatule, ce să mai scriu? Ce dracu să mai scriu? Cauciucuri Pirelli, ce să-i scrie acolo? Și am scris tot, ștergătoare, merg perfect, din astea. Așa și aici. Aude, scrie aici. Vegan, lactoz free, fără lactoză. Nu era normal, te împiți, da mătii. Nu era normal dacă e vegan să nu aibă lactoză și să nu aibă lapte, să nu aibă din astea. Fără gluten, nu era normal și treaba asta. Și preservative free, asta nu știu ce înseamnă. Fără preservative, cred că... Caramel sălat și... flavor. Bun! Calorii. În sfârșit un produs care are mai puține calorii decât de sub 500, frate. În sfârșit. 368 de calorii. Scrie în olandeză. Cum am spus, că e primit de pleașcă de la cineva. Bla, bla, bla. Fruite, nat, nu știu ce, nu știu ce. Scrie pe aici. Nu înțeleg nimic să mor dacă te miroase că câtă proteină are. Că te dai Raw Bar. Te dai Raw Bar în ăsta. Adică cum ai venit ea și mănâncă și simte-te bine, simte-te boss. Ia să vedem. 7,1 grame. Nu știu ouă cât are, mă, frate, mă. Bine, asta e pentru vegani. Dar dacă mănânci două linguri de unde rahide, ești boss. Să mor dacă nu. Nu mai e treabă. Hai să vedem. Da, asta mai văzut lumea, se știe despre ce e vorba. Dar, na. Un video va rămâne un video. Îmi dau și-o cu părerea, mă, frate. Da. Așa arată. Bun. Da, îl vezi, da? Hai să vedem. Oh, am mai mâncat din astea, mă. Am mai mâncat. Mă, ce miros are. Mișto să mură dacă nu. Are miros, nu mișto. Miros de caramel. Nu știam ce mi se pare cunoscut. Ai, mă, frate. Ai, mi-ai văzut din astea. Ai văzut multe. Dar să-și dea bossul cu părerea. Bossul, ai văzut? Ei, bolnav de atenție. Ce sunt? Ia. Am dus ideea. Ia. Stai. Bă, da bunii să mor dacă te mint cu ceva. Bă, asta e bun rău, mă.
Mi s-a părut că sunt niște chestii. Bă, dar n-am crezut chiar de bun. Că pare așa, cum el așa gumos, făcut gumos. Așa, pare gumos din ăla. S-au pus niște amestecături de tot felul de fructe, de nu știu ce, din astea, din astea. S-a băgat la o presă, s-a presat, s-a băgat, făcut în formă de ciocolată din asta și dă-i la băieți să mănânce. Bagă-l pe piață să mănânce băieți. Dar e bun să mor dacă nu. Bună, dragi! Bă, dar e bună, dragi, bă! Așa, da! Chiar e bun! Deci mai veni extra multe și la noi. De asta îmi place, mai mâncat din astea, mă, dar... Eu am mâncat din astea... Batoare din astea crude, din astea care au, au textura asta așa... Gelatinoasă, nu știu, lipicioasă, scârboasă. Dar ăsta e bun să mure dacă nu... Da! Încă o dată! Nu, da, mâine, mă. E bun, mă, băiatule, ă. Foarte bun. Nu știu cât costă. Nu fi acum capă de țară. Îți permiți unul la un an, cred că, măcar. Da! Ce pot să zic? Asta a fost. Doamne ajută de la toată lumea! Să nu se îngrașe nimeni. Toți să fim fit și să avem six pack și să fim bogați și sănătoși. Hai, ne auzim, pa!